Salutare. Cum te cheamă, tinere? Bogdan Ghirău. Bogdan, de unde ești? Sunt din orașul Vulcan, județul Hunedoara. Yes! Am auzit eu. Tu ești adevărat Vulcan din Vulcan. Spune-mi, tu asta faci și acolo în Vulcan cânti? Păi eu sunt din Vulcan, dar stau inclus, sunt student acolo și asta fac, încerc să cânt. Mai cu chitara încerc și eu să mai... Băi, bă, ce simpatic ești! Mersi, hai! Ce? Și ce mi-a plăcut mie foarte, foarte mult? Mie mi-a plăcut foarte mult că după ce ne-am întors noi, tu n-ai avut nicio treabă, nici măcar nu știu dacă am făcut eye contact, nu știu. Eu dar în schimb te-ai întors la public și le-ai mulțumit și ai făcut așa și erai recunoscător lor și asta e cel mai sincer lucru care se poate întâmpla acolo pe scenă. Pentru că tu ai cântat sincer și ai cântat... din plăcerea de a cânta și ai cântat pentru ei, nu neapărat pentru noi. Și pentru asta merit cu respect. Mulțumesc! Ce am văzut eu după ce m-am întors? A fost un om de 1,85 m care cânta și se uita la lume de sus în jos, făcând un act de interpretare absolut extraordinar, sigur pe picioarele lui, drept, sigur pe fiecare mișcare. Și în momentul când s-a oprit muzica, am văzut un băiat simpatic de 1,60 m care poate să treacă neobservat. Pentru mine asta este esența spectacolului. Tu ai atras până să ne întoarcem noi privirile. Probabil la început lumea s-a uitat, ce a venit băiețelul ăsta să cânte. După care băiețelul a crescut, s-a făcut Gulliver, iar noi am devenit niște pitici. Eu cred că asta este ceva ce nu te poate învăța nimeni, cu atât mai puțin vreun antrenor în timpul scurt la Vocea României. Ceea ce pot să-ți promit eu, dacă ai vrea să vin echipa mea, e că n-am să distrug această chestie. Felicitări, ai fost foarte bun. Mulțumesc mult de tot! De unde ai tu înaltele astea? De unde ai tu pofta asta de viață formidabilă? Ai luat-o de la părinții tăi? E frustrarea ce se adună în timpul liber și eu o aduc pe scenă și mă eliberez. Wow! Wow, ai zis asta! Păi noi suntem perfecți. Că eu fac exact același lucru. Exact, eu nici dau cum altfel. Că ai văzut, a trebuit să vorbesc eu ca să-și dea seama Irina că... Nu, dar el a vorbit, el a zis adevărul ăsta, nu tu. El și n-a vorbit, mă, Irina, el a cântat de a rupt. A și vorbit. Am spus fix ce trebuie. Eu cred că trebuie să strângem toată frustrarea asta și trebuie să o canalizăm. Sunt curios cum cânti tu și cu siguranță voi avea mari surpriză să te aud cântând melodii lente.
dincolo de acest Beatles senzațional. Facem șef, uite atitudine. Facem șef. Sigur, orice. Transformarea ta e senzațională. Practic, pe tine nu te interesează neapărat să se întoarcă un scaun, pe tine te interesează să prinzi o clipă, să cânți pe scena asta. Eu sunt fascinat că am cântat și eu cu o trupă și m-am simțit în sfârșit. E prima dată când cânți cu trupă? Exact, tu da. Tu cânți e prima dată când cânți cu trupă. Da. Tu cânți în timpul liber? Tu cânți în timpul liber sau da, adică, da, adică asta? Trăiesc, adică mai cânt pe stradă când rămân fără bani. Eu stau în Cluj, student de Cluj, dar am zis că nu cânt în Cluj, că mă știe lumea. Zice, asta e la Cerșit, mă. Du-te, mă, la muncă. Și am zis că mă duc în Alba, eu la măcar nu mă știe nimeni. Am cântat și în Oradea. Eu am turneul meu, știi? Eu așa îmi place să scriu. Mamă, sunt turneu, am la Sibiu azi. Merg de nebun și cânt pe stradă la Sibiu. Deci, avem un tânăr care n-a cântat în viața lui cu o trupă.